Ministerul Administrației și Internelor a demarat o campanie de informare în întreaga țară pentru a informa populația despre sancțiunile pe care le poate primi în cazul votului ilegal sau al mitei electorale. Campania Mita și votul ilegal înseamnă închisoare se derulează la nivel de țară în perioada 10 mai-10 iunie 2012, în contextul desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 10 iunie. La nivelul județului Dâmbovița, în cadrul unor acțiuni ale polițiștilor de proximitate, jandarmilor, lucrătorilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și reprezentanților prefecturii Dâmbovița, au fost mânate materiale preventive tuturor cetățenilor din municipiul Târgoviște. Oamenii legii au discutat cu cetățenii și le-au adus la cunoștință informații privind legislația electorală, sancțiunile prevăzute pentru încălcarea acestea, precum și modalitatea de sesizare a unor nereguli. Este o campanie inițiată la nivelul Ministerului Administrației și Internelor cu acest slogan, Mita și votul ilegal înseamnă închisoare, prin care încercăm să informăm populația cu privire la consecințele încălcării legii electorale. Dacă vă uitați pe versul pliantului, sunt acolo trecute mita, ce înseamnă efectiv, și votul ilegal. Un extras din legea 67. Știați că votul ilegal este pedepsit cu... Da, știam. Care aveți despre oamenii care se vând pentru un vot? Fiecare face cum crede, cum dorește. Mita și votul ilegal înseamnă închisoare. Pe versul aveți trecute prevederile legale în cazul legii electorale. E o campanie asociată de Ministerul Administrației și Internelor, Mita și votul ilegal înseamnă închisoare. Este o campanie de prevenire și de informare a cetățenilor privind încălcarea... Exact. Mulțumim, Sărmâine. Ministerul Administrației și Internelor desfășoară o campanie privind mita și votul ilegal înseamnă închisoare. Aveți despre campania demarată de Ministerul Administrației și Internelor în ceea ce privește votul ilegal și mita electorală? O părere bună. E bine că se desfășoară. Oamenii se vând pentru un vot? Acum depinde de oameni. La nivelul Ministerului Administrației și Internelor s-a demarat o campanie cu acel slogan, mita și votul ilegal înseamnă închisoare. Prin această acțiune încercăm să conștientizăm oamenii cu privire la consecințele încălcării legii electorale. Dacă vă uitați pe versul, sunt trecute acolo. Da. Ok, vă mulțumim. Este o acțiune de informare a cetățenilor cu privire la consecințele încălcării legii electorale. Ok, dacă citiți pe versul, vedeți acolo. Da, o să știm, dar am vrea să vină primăria să discutăm cu ei pe aici. Și cu păiața ce fani, la votare cu asta? Nu te duci, da. Nu-ți mai dă voie să iau o găleată și un pis și un... Dar și ce să luăm dacă nu ne dă și ce să luăm? Nu luăm nimica. Păi și cu bani ești aici, ce arată aici? Ne dă nouă. Aia nu-i mică. Nu avem voie. Ne dă nouă banii de acolo. Nu avem voie. Auziți, asta ar trebui. Da, bine, domnul, vă mulțumim și noi frumos. Dar știți că dacă primiți bani pentru a merge la vot, este infracțiune și puteți face închisoare? Pușcării, auzi? Bă, dar ce să facem noi, domnișoară, scumpă închisoare? Noi primim că noi suntem oameni săraci și ne trebuie bani să mâncăm, da? Să facă ăia din Parlament pușcărie, care are bani mulți. Dar un vot cumpărat înseamnă închisoare. Păi noi votăm, că trebuie să votăm. Păi nu risc, dar acum nu trebuie să trăim și noi, să mâncăm și noi, că avem... Dar votați odată și primiți o sumă destul de mică. Și cine ne dă bani? Știați, doamnă, că votul plătit se pedepsește și cu închisoare? Da. Știam. Să merită să fie pedepsit. De ce spuneți asta? Consecințele încălcării legii electorale. Tocmai. Sunt foarte mulți oameni. Da, să vând pentru nimic. Pentru nimic să vinde. Și nu este legal. Eu cred așa după mine că nu e legal. Ce aveți despre oamenii care se vând pentru... Nu sunt sănătoși la cap, nu judecă atunci pe moment. Am organizat prima activitate în cadrul campaniei Mita și votul ilegal înseamnă închisoare, derulată la nivel național în perioada 10 mai-9 iunie 2012. Astfel, reprezentanții ai Poliției Dâmbovițene, Instituției Prefectului, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Jandarmeriei Dâmbovița au distribuit pliante pe raza municipiului Târgoviște în scopul informării cetățenilor cu privire la prevederile legii 67/2004 privind alegerile electorale.
Cui trebuie să se adreseze cetățenii dacă semnalează cazuri de mită electorală? Așa cum este prevăzut și pe versul pliantului, cetățenii pot apela cu încredere numărul unic de urgență 112 pentru orice sesizare cu privire la încălcarea legislației în domeniul electoral. În scopul promovării campaniei de informare au fost realizate spoturi TV și radio, afișe și fluturașe, conținând mesajul campaniei și informații referitoare la sancțiunile prevăzute de legislația electorală. În cadrul acțiunilor campaniei pentru promovarea mesajului acestea vor fi postate afișe în locuri accesibile cu grad ridicat de vizibilitate din partea publicului larg, vor fi distribuite pliante cu preponderență în mediul rural și în locurile cu valori de trafic ridicat, în perioada campaniei electorale, respectiv în secțiile de votare și chiar în ziua votului.